Începând de luni, în municipiul Botoșani a primit licență primul taxi electric din Moldova. Acesta a beneficiat de schimbările regulamentului de acordare a licențelor de taxi elaborat de Consiliul Local și care oferă un punctaj mai mare mașinilor eco. Nu putem decât să fim fericiți că propunerea de modificare a regulamentului privind taximetria în municipiul Botoșani, iată, a încurajat un agent economic care, pentru a câștiga licența care a fost pusă la licitație de către primărie, a venit și a ofertat acest serviciu cu o mașină nouă, integral electrică, și astfel a obținut punctajul cel mai mare și a primit licența pusă în licitație. Primul taxi electric din Botoșani, dar și din Moldova, este un autoturism marca Volkswagen e-Golf, care a costat aproximativ 40.000 de euro. Totodată, principalul avantaj al mașinii este economia la combustibil. Mașina este e-Golf. Autonomie pe oraș este de 270 de kilometri. Economia este extraordinar de mare la consum, mă refer, deoarece consumă 9 lei pe 100 de kilometri. În comparație cu, combustibilul lichid? În comparație cu combustibilul lichid, dacă luăm la benzină, ar veni undeva la 60 de lei pe 100 de kilometri. Ideea achiziționării acestei mașini și introducerea ei în circuitul taxi al Botoșanului, spune proprietarul autoturismului, a fost inspirată de marile capitale europene. Această idee mi-a venit datorită faptului că am fost în exterior și în multe capitale din Uniunea Europeană, 80% din taxiuri sunt electrice. Singurul neajuns este lipsa stațiilor de încărcare pentru aceste autoturisme în municipiul Botoșani. Proprietarul mașinii are propria stație de încărcare, iar autonomia mașinii este de 270 de kilometri. Dacă facem o diferență între Suceava și Botoșani, în Suceava sunt 40 de stații electrice și în Botoșani niciuna. Și în condițiile astea cum procedați? Aveți propria dumneavoastră? Deci am propria mea stație de încărcare. Iar problema încărcării se poate rezolva foarte ușor, deoarece în momentul de față se pot și închiria stațiile de încărcare. Chiar și în aceste condiții, botoșanul spune că va mai aduce încă 5 mașini electrice pe care le va folosi pe post de taxi în Botoșani. Am contractat 5 autoturisme, pe celelalte le aștept începând din luna decembrie. Va fi varianta cu autonomie de 500 de kilometri. Taxiuri electrice mai pot fi întâlnite în vestul țării. În Botoșani sunt doar câteva autoturisme electrice cu stații proprii de încărcare.